Bună dimineața, o să învățăm despre iertare, despre iertarea superficială versus iertarea autentică. Vom învăța despre emoțiile suprimate, care provin din acea iertare de suprafață, care nu merge decât la un nivel superficial în ce privește trăirile noastre emoționale. Astăzi învățăm cum să iertăm într-un mod vindecător, într-un mod care să ne elibereze de poverile trecutului. Ce înseamnă iertarea? Ce înseamnă iertarea care să producă efect în viața noastră? Și vom vedea câteva lucruri despre iertare. Iertarea înseamnă eliberarea cuiva din robie, eliberarea cuiva de ceva, scăparea cuiva de ceva, eliberarea cuiva de o sarcină, scădere a unei părți din datoria cuiva, deslegarea cuiva de un jurământ sau de o făgăduință, încetare a urmăririi cuiva, renunțare la pedepsirea cuiva pentru o vină pe care o are, trecerea cu vederea a greșelilor cuiva, acordarea mântuirii de către divinitate cuiva care a greșit și apoi s-a pocăit, împăcare cu cineva într-un moment solemn. Iertarea este cel mai bun mod de a avea grijă de noi înșine, de a avea grijă de mintea, de sufletul nostru, de trupul nostru, de sănătatea noastră. Este cel mai bun mod de a ne îngriji de noi din punct de vedere spiritual, din punct de vedere psihologic și din punct de vedere fizic, pentru că orice lucru pe care nu l-am iertat, orice om pe care nu l-am iertat, orice situație care a rămas neiertată în sufletul nostru, produce mai târziu dezechilibre care se transpun inclusiv în planul fizic. Sunt multe boli care sunt declanșate pe sistem nervos și care au de-a face cu lucruri pe care noi le-am trăit cândva, pe care nu le-am iertat niciodată. Câtă vreme acele evenimente, acele situații, acele persoane sunt încă în același mod cum au fost înregistrate în interior, ele produc mai târziu probleme de sănătate. Și atunci e atât de important sufletul nostru. E atât de important ce se află în sufletul nostru. E atât de important ce lucruri există acolo și nu sunt vindecate. Emoții pe care le-am trăit, evenimente, situații, oameni care fac parte din viața noastră sau care au făcut parte din viața noastră și cu care nu ne-am împăcat cu adevărat niciodată. Noi am crezut că trecând cu vederea peste acele lucruri, ele cumva, într-un mod miraculos, se vor rezolva singure, se vor vindeca de la sine și vor dispărea din adâncul sufletului nostru într-un mod magic. Ele sunt încă acolo și ne provoacă tot felul de tulburări comportamentale, fizice, psihice, emoționale, spirituale, pe care oricât am încercat după alte rețete să le vindecăm, ele vor continua să rămână acolo sub formă de afecțiuni, sub formă de stări psihice care ne dau bătaie de cap și care ne fac să ne simțim neputincioși și să fim într-o stare de neputință ca să rezolvăm acele probleme. Astăzi învățăm despre iertarea care ne eliberează și care ne pune sufletul în armonie, care ne pune inima într-o stare de liniște, de acuratețe, de puritate, ne aduce din nou în starea aia de copil, în care nimic apăsător să nu ne stea pe suflet, nimic dureros să nu ne apese în inima noastră. Iar pentru acest lucru avem nevoie să învățăm să iertăm. Probabil că dintre toate subiectele psihologice și spirituale, iertarea este unul dintre cele mai valoroase. Atât iertarea noastră față de alții, cât și iertarea față de noi înșine, cât și iertarea față de iertarea lui Dumnezeu față de noi, sunt subiecte extrem de importante. Avem nevoie să ne știm iertați, avem nevoie să ne iertăm și avem nevoie să ne iertăm unii pe alții,
să iertăm pe cei care ne-au greșit nouă. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Din inima ta iese viața ta, calitatea vieții tale. Tu o scrii, calitatea vieții tale, tu o trasezi. Tu ești responsabil pentru calitatea vieții tale. Viața ta vine din inima ta, vine din ceea ce tu ai strâns în inima ta. Dacă inima ta este încărcată cu substanțe toxice, cu emoții și sentimente toxice, atunci râurile alea care ies din inima ta și ele sunt toxice, atunci calitatea vieții tale psihice și ea este toxică. Este responsabilitatea ta cât de fericit ești. Dacă în viața ta sunt lucruri apăsătoare, atunci este timpul să înțelegi că e responsabilitatea ta să faci ceva. Și în primul rând să înveți cum să ierți. Matei 16:26. Și chiar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Sunt oameni care câștigă, care câștigă mult, care câștigă multe, dar dacă sufletul lor e pierdut, atunci toate acele lucruri pe care le câștigă, ei nu le pot avea cu adevărat. Nu se pot bucura de ele, nu le pot simți, nu le pot trăi, pentru că mereu există ceva în interior care le umbrește perspectiva, care le umbrește bucuria, care le umbrește capacitatea de a trăi plenar și de a se bucura de ceea ce au. Și sunt atât de mulți oameni care câștigă, dar își pierd sufletul, își pierd bucuria, își pierd pacea datorită greutăților sufletești pe care le poartă în interiorul lor. Astăzi învățăm cum să ne eliberăm de aceste greutăți sufletești. Iertarea este legată direct de sănătatea noastră emoțională. Suntem sănătoși din punct de vedere emoțional dacă și numai dacă învățăm să iertăm. Dacă nu putem ierta, dacă nu știm cum să iertăm autentic, atunci în sufletul nostru vor rămâne poveri, vor rămâne răni, vor rămâne traume, vor rămâne emoții toxice stocate acolo, care ne vor face să trăim dezechilibre și boli la nivel fizic, psihic, emoțional și spiritual. Rolul emoțiilor este de a ne semnala dezechilibre, nevoi, de a ne proteja și de a ne ajuta să răspundem corespunzător situațiilor. Emoțiile din interiorul nostru nu ne sunt dușmani. Ele sunt doar semnale de alarmă care ne arată că ceva în interiorul nostru nu este în ordine. Este responsabilitatea noastră să ascultăm ce ne spun emoțiile și să începem să așezăm lucrurile la locul lor în adâncul ființei noastre, așa încât să nu existe nimic care să nu fie iertat, să nu existe nimic care să nu fie vindecat, să nu existe nicio apăsare și nicio presiune căreia să nu-i dăm drumul să plece din sufletul nostru, așa încât să fim oameni liberi, să ne bucurăm de viață și să fim în relațiile cu ceilalți echilibrați și încrezători. Ajungem să fim interesați de controlul emoțiilor negative atunci când devin acaparatoare. Din păcate, doar în momentul în care ceva ne apasă foarte tare, începem să ne punem problema ce se întâmplă cu noi. Dar oare ce încearcă să ne transmită emoțiile? Așa cum spuneam, ele sunt un semnal de alarmă, sunt o avertizare. Și înainte să ne îmbolnăvim, înainte să se întâmple ceva cu totul deranjant pentru noi, am avut niște emoții, am trăit niște emoții care ne-au semnalat că ceva nu-i bine, dar nu le-am luat în seamă. Înainte să se declanșeze anxietatea, atacurile de panică, depresia sau tot felul de boli și de afecțiuni pe care noi oamenii le avem, înainte de asta, întotdeauna au fost niște emoții. Au fost niște emoții care ne-au atras atenția, care ne-au semnalat că ceva nu-i bine, dar le-am ignorat, așa cum noi oamenii ne pricepem atât de bine să facem. Neglijăm semnalul pe care îl avem din partea emoțiilor noastre.
Și apoi ne trezim cu niște boli, ne trezim cu niște disfuncții, ne trezim cu niște stări de rău, pentru că au fost cândva semnale pe care noi le-am neglijat. Dumnezeu a pus în corpul nostru niște senzori. Emoțiile sunt ca niște senzori care în momentul în care sunt activate trag semnale de alarmă care ne arată că ceva nu-i bine. Dar noi le neglijăm în mod sistematic până când sănătatea noastră se degradează într-o așa măsură încât nu mai putem neglija. Și atunci suntem nevoiți și constrânși să facem ceva. Cel mai bine ar fi să putem preveni bolnăvirea prin faptul că suntem atenți la emoțiile pe care le avem. Ceea ce suntem astăzi reprezintă suma sentimentelor pe care le-am strâns până acum de-a lungul timpului. Fiecare om deține multe sentimente considerate moarte și îngropate, dar care în realitate încă mocnesc în interiorul nostru, în interiorul fiecărui om. Și de asta e important să știm că dacă nu ne ocupăm de aceste emoții la modul cel mai autentic și profund, ele vor rămâne acolo, fiind mai departe o sursă de stres, de boală, de dezechilibru și neliniște pentru noi. Dacă dorim ca viața noastră să se schimbe, și aici ne referim în mod special la viața noastră interioară, iar după aceea și la viața exterioară, este necesar să ne schimbăm trăirile, să ne schimbăm ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, sentimentele, emoțiile, trăirile noastre, punându-le în armonie, punându-le într-o poziție de liniște, de siguranță, de confort. Și orice sentimente care sunt negative și apăsătoare, este responsabilitatea noastră să ne ocupăm de ele. Cum iertăm cu adevărat? Matei 18, de la 23 la 27. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Subliniez, a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala. Iarăși subliniez, a vrut să se socotească cu robii săi și a început să facă socoteala. Sănătatea noastră psihică are de-a face cu datornicii pe care îi ținem robi în interiorul nostru, fără ca noi să ne dăm seama. Nu întâmplător Iisus a venit când a vorbit despre iertare cu această parabolă. Parabola unui rob nemilostiv. Parabola unui rob care era dator vândut, care era dator stăpânului său. Este o parabolă extrem de folositoare dacă reușim să-i prindem sensul și să învățăm despre iertare în contextul acestui pasaj din Biblie. Iisus vorbea despre iertare și ca să ne învețe cum să iertăm, ne-a dat această parabolă. Și o să citesc din nou. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat. Știm că împăratul, în parabolele lui Iisus, îl semnifică pe Dumnezeu. El este împăratul împăraților, el este cel care a creat cerurile și pământul și ne-a creat pe noi. El este împăratul care apare în parabolele lui Iisus. Deci de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. De aici începe vindecarea, de aici începe iertarea, de aici începe faptul de a pune lucrurile în ordine în interiorul nostru. Împăratul a vrut. Dacă vrei să faci curat în sufletul tău, mai întâi trebuie să vrei cu adevărat. Împăratul a vrut să se socotească cu robii săi. Poate tu crezi că nu ai niciun datornic și poate că tu crezi că nu ești dator nimănui și că tu n-ai ce socoteale să faci, dar dacă suferi de anumite excese, de anumite vicii, de anumite comportamente care sunt defectuoase pentru tine, dacă ai anumite dezechilibre emoționale și emoțiile tale scapă de sub control,
Dacă mintea ta a devenit obsesivă, a devenit de necontrolat, atunci înseamnă că socotelile tale n-ai vrut să le faci până acum și le-au rămas nefăcute. Împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să-și facă socoteala cu supușii lui. Dacă vrei să fii un om sănătos din punct de vedere psihologic, trebuie să-ți faci socoteala. Trebuie să vezi ce este în interiorul tău. De aici începe adevărata iertare, de la faptul de a vrea să-ți faci socoteala. Împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala. Asta înseamnă că a fost o pregătire. Asta înseamnă că a cerut dosarele cu contabilizările, cu contabilitatea, în care el avea notate și probabil avea supuși care se ocupau de așa ceva, și anume țineau evidența, evidența contabilă a banilor lui, a datoriilor pe care oamenii le au la el. Și în momentul în care el a început să facă socoteala, el a cerut să îi se aducă registrele cu evidența contabilă a datoriilor lui, a datoriilor pe care oamenii le au la el. El a vrut să facă lucrul acesta și a fost o pregătire și a început să facă această socoteală. Procesul terapeutic se poate asemăna cu acest proces de care vorbește Iisus aici, și anume tu să vrei să-ți faci socoteala. Tu să vrei să vezi unde te afli din punct de vedere psihologic și emoțional. Tu să vrei să vezi cui ești tu dator și cine ți este ție dator și cu cât. A început să facă socoteala și au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Deci asta înseamnă că deja s-a început procedura de a face socoteala. Înseamnă că s-a analizat bine acel dosar și s-a văzut evidența și atunci a fost chemat să dea socoteală unul dintre supușii lui care îi datora 10.000 de galbeni, adică o sumă exactă. Împăratul, conform cu evidența respectivă, știa exact cât îi datorează acest om. Nu era o sumă la întâmplare pusă, nu era pur și simplu ceva ambigu, ceva vag, nu. Era ceva foarte precis, 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și pe tot ce avea și să plătească datoria. Deci asta înseamnă că a avut loc o judecată, a avut loc o condamnare, a avut loc o frustrare acolo. Vedem că împăratul a fost indignat, a fost revoltat, a fost uimit să vadă că unul dintre supușii lui a reușit să strângă atât de multe datorii, și anume să-i datoreze 10.000 de galbeni, o sumă extraordinar de mare. Și lucrul ăsta l-a uimit, lucrul ăsta l-a indignat, ca urmare a dat o poruncă aspră, acest om să fie închis, el să fie închisă soția lui și copiii lui. Deci asta înseamnă că a fost judecat, condamnat, găsit vinovat și ca urmare i s-a spus pedeapsa. Pedeapsa era atât de mare încât acest om n-avea cum să plătească vreodată datoria. Pentru că dacă ești în închisoare, cum poți să-ți plătești datoria? Ca să îți plătești o anumită datorie presupune să fii liber și să muncești. Dar din moment ce el era în închisoare, nu mai era liber, nu mai putea munci și nu mai putea să-și câștige banii, să-și plătească datoria. Deci vedem aici o pedeapsă aspră din partea împăratului. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat toată datoria. Asta înseamnă a ierta. A ierta înseamnă că iertăm unui om toată datoria pe care o are la noi, știind exact, până la ultimul bănuț, ce anume ne datorează omul respectiv. Procesul prin care iertăm în mod vindecător are de-a face cu 1. Primul pas, să vrei să faci socoteala cu cel care ți-a greșit. Poate nu vă vine să credeți, dar lumea în care noi trăim
este formată în special de creștini care niciodată nu și-au făcut socoteala. Ne numim creștini și credem că, spunându-ne că suntem creștini, suntem mai spirituali și mai mari inimoși și mai neprihăniți decât Dumnezeu. Dumnezeu face socoteala cu supușii lui, dar noi suntem mai neprihăniți ca Dumnezeu. Noi niciodată nu facem socotele cu supușii noștri, semnând cu cei care ne-au greșit. Dumnezeu face socoteala cu supușii lui, dar noi suntem mai neprihăniți ca Dumnezeu, cu ghilimele de rigoare, evident, încât noi nu facem niciodată socoteala cine ne-a greșit, cât ne-a greșit, este suma pe care ne-o datorează. Dumnezeu face asta, noi nu facem. Pentru că noi ne considerăm neprihăniți. Atât de neprihăniți încât nu ne confruntăm cu realitatea. Nu ne confruntăm cu cei care ne-au greșit. De fapt, nu e vorba de neprihănire, ci este vorba de fugă. Fugă din fața realității, fugă din fața confruntării. Ne este teamă de confruntare. Ne este teamă de confruntarea cu propriile noastre emoții, cu propriile noastre trăiri, cu propriile noastre evenimente pe care le-am trăit și atunci ne scuzăm, mințindu-ne singuri, că suntem neprihăniți și că noi nu ne facem socoteala pentru că noi am iertat. O minciună extrem de des folosită. Eu am iertat. Nu, câtă vreme nu ți-ai făcut socoteala, n-ai iertat nimic. Este doar un mod de a te minți singur. Pentru că toate acele emoții pe care împăratul le-a simțit față de supusul lui, emoția aia de indignare, emoția aia de frustrare și de furie, sunt emoții cu care tu nu vrei să te confrunți. Sunt emoții pe care tu nu vrei să le simți din nou și să le retrăiești din nou. Și ca urmare, spui că ai iertat, fără să fi făcut nicio socoteală. Împăratul a făcut socoteala. Tu nu ți-ai făcut socoteala, dar spui că ai iertat. Nu există iertare fără socoteală și fără să ceri supușilor tăi, adică celor care ți-au greșit, socoteala pentru ceea ce au făcut, fără să-i tragi la răspundere pentru ceea ce au făcut față de tine, nu există iertare. Și cu toate acestea, oamenii se mint singuri, spunând am iertat, dar în inima lor clocotește furia. În inima lor clocotește emoția de revoltă, revoltă îndreptată asupra altora. Pentru că poate ai uitat evenimentul ăla, dar revolta a rămas. Poate că ai uitat trauma de care ai avut parte, dar a rămas furia pe care acum o manifesti față de tine însuți sau față de alții. Și ai ajuns să te sabotezi singur. Ai ajuns să te sabotezi tu cu mâna ta. Ai ajuns prin gând tale, prin comportamentul tău, prin reacțiile pe care le ai față de propriile tale fapte sau față de alții, să te distrugi singur. Dacă vrei și îți dorești într-adevăr să rezolvi această problemă din viața ta, trebuie să înveți să ierți. Câtă vreme nu vei face lucrul acesta, iertarea este doar o minciună pe care ți-o spui tu însuți. Al doilea pas este să socotești exact toată datoria pe care o are la tine cel care ți-a greșit, până la ultimul bănuț pe care ți-l datorează. Împăratul a cerut socoteala acelui supus până la ultimul bănuț. I-a spus exact cât îi datorează, i-a spus exact ce vină are, i-a spus exact care-i socoteala cu el și cât trebuie să dea înapoi. Nu a fost nimic vag, nu a fost nimic ambigu, nu a fost nimic la voia întâmplării, totul a fost foarte exact, conform cu contabilitatea pe care împăratul o avea. Al treilea pas este să-ți dai voie să simți mânia urmată de judecată și de sentința foarte clară, vinovat. Omul care ți-a făcut nedreptatea merită să plătească toată datoria pentru vina lui. Câtă vreme nu ai vinovat, nu există iertare. Câtă vreme omul care ți-a greșit consider că nu ți este vinovat și n-a greșit cu nimic, nu este iertare. Ca să poți ierta cu adevărat, trebuie să ceri socoteală celui care ți-a greșit, confruntându-te cu emoțiile pe care le simți față de el. Altfel, iertarea e doar o minciună pe care ți-o spui ție însuți. Nu este vindecătoare, nu este autentică și nu este ceva care te eliberează cu adevărat. 1 Împărați 8:46. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască,
și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrășmașului. Aici vorbește Biblia despre Dumnezeu și spune foarte clar, când oamenii, adică poporul Israel, se va împotrivi și va fi răzvrătit și va păcătui împotriva ta, atunci tu, Doamne, mânindu-te împotriva lor și dându-i mâna vrăjmașilor, adică Dumnezeu, care este sfânt, 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 de trei ori sfânt, se mânie atunci când oamenii păcătuiau. Tu ești mai sfânt decât Dumnezeu. Tu nu-ți dai voie să te mânii. El se mânie, nu te mânii. El cere socoteală supușilor lui, tu nu ceri socoteală celor care ți-a greșit, pentru că tu ești mai sfânt decât Dumnezeu. Asta înseamnă să te minți singur. Asta înseamnă să te folosești de religie ca paravan, ca să nu te confrunți cu ceea ce este în sufletul tău și găsești sloganuri religioase cu care să te minți singur că tu ai iertat. Nu, n-ai iertat. Pentru că dacă ai fi iertat, ai fi astăzi un om liber. Ai trăi plenar. Ai fi un om care trăiește în abundență. Dar tu trăiești la nivel de supraviețuire din punct de vedere emoțional pentru că tu nu ceri socoteale nimănui. Pentru că tu nu dai socoteale nimănui. Și trăiești cu minciuna că totul e bine. Al patrulea pas, știind că cel care ți este dator nu va putea niciodată să-ți plătească datoria, iei hotărârea să-i dai drumul din prizonierat și să ierți de bunăvoie toată datoria pe care o are la tine, ca o decizie conștientă și asumată. Romani 5:18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, deci prima dată a fost osânda care a lovit pe toți oamenii, prima dată a existat o judecată, prima dată a existat o vină, prima dată a existat o osândă asupra oamenilor. Și apoi, după ce osânda și după ce vina a fost declarată, după ce condamnarea a fost declarată, apoi vine a doua parte. Și aici vedem a doua parte. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, adică o condamnare, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre, printr-o singură hotărâre. De ce înseamnă că iertarea este o hotărâre? În prima fază e o hotărâre. În al doilea rând, înseamnă să-ți faci socotelile și să ierți. Prima dată vezi cu ce ți este dator omul ăla, te confrunți cu ceea ce simți față de el și apoi iei hotărârea de a ierta ca o decizie conștientă. Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Dumnezeu nu a trecut cu vederea păcatul omului. Noi trecem cu vederea și spunem că trecem cu vederea păcatele oamenilor față de noi, greșelile lor, când de fapt ne mințim singuri. Dumnezeu nu a trecut cu vederea păcatul omului, nu i-a găsit scuze, nu s-a făcut că nu-i vede păcatul. Noi ne găsim oamenilor care ne-au greșit scuze și credem că suntem mărinimoși, credem că suntem neprihăniți, credem că suntem evlavioși, prin faptul că găsim scuze celor care ne-au traumatizat, ne-au greșit, ne-au rănit cândva. Este un mod religios de a ne eschiva de la responsabilitatea pe care o avem, de a ne confrunta cu ceea ce s-a întâmplat în realitate. Nu există vindecare psihică, emoțională, fizică, spirituală, fără această confruntare cu adevărul, fără această confruntare cu realitatea. Altfel este doar o mare minciună. Geneza 6:5. Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că fiecare inclinație a gândurilor din inima lui era tot timpul numai înspre rău. Dumnezeu a văzut și n-a închis ochii la ce a văzut. Dumnezeu a văzut. Dumnezeu a văzut gândurile oamenilor, Dumnezeu a văzut răutatea lor, Dumnezeu a văzut faptele lor și n-a închis ochii. N-a găsit scuze și n-a trecut cu vederea, așa cum oamenii cred că Dumnezeu face.
Oamenii cred despre Dumnezeu, fie că Dumnezeu trece cu vederea păcatele oamenilor, fie că Dumnezeu este în continuu mânios pe oameni. Ambele extreme sunt demonice, pentru că vin de la cel rău. Dumnezeu nu este nici cel care închide ochii, un judecător care suferă de Alzheimer și care nu mai știe, nu, nici vorba. Dar Dumnezeu nu este nici Dumnezeul acela care continuă să ne pedepsească. De ce? Pentru că deja l-a pedepsit pe Hristos în locul nostru. Hristos a luat asupra Lui toată mânia, toată furia, toată nedreptatea, toată ura, tot răul care noi ca ființe umane l-am produs unii altora și lui Dumnezeu, toată pedeapsa, blestemul, toată amărăciunea, furia, ura, tot ce a fost rău în ființa umană și tot ce a fost produs de ființa umană, Hristos a luat asupra Lui pe cruce și a murit pe cruce pentru ca în felul acesta să ne elibereze de judecată, de condamnare, de osândă, să ne elibereze de mânie, să ne elibereze de consecința păcatelor noastre, care este moartea. Dumnezeu, ca un judecător drept, l-a judecat pe om în mod corect și l-a găsit vinovat de păcat, a cărei pedeapsă este moartea. Romani 6,23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Dumnezeu l-a judecat și l-a condamnat pe om în Hristos. Și de-abia după aceea, pe baza jertfei lui Iisus, omul a fost iertat. Omul n-a fost iertat fără să fi fost judecat mai întâi în Hristos. Omul n-a fost iertat fără ca mai întâi să fi plătit cineva până la ultimul bănuț pentru toate păcatele și fără de legile făcute de om. Hristos a luat păcatul, judecata, condamnarea, pedeapsa și tot ce este rău în ființa umană asupra Lui, pentru ca noi, prin credința în El, să putem fi eliberați de judecată, de condamnare, de mânie, de moarte, de iad, de păcat, de blestem și de boală. Orice om care se apropie de Dumnezeu prin Hristos este eliberat de condamnare, de judecată și de blestem, de moarte și de tot ce înseamnă iad. Omul care se apropie de Dumnezeu prin Hristos și crede în Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu și crede că Iisus a plătit pentru toate păcatele lui, este mântuit prin credința în Iisus Hristos și este iertat. Dumnezeu l-a judecat și l-a condamnat pe om în Hristos și de-abia după aceea, pe baza jertfei lui Iisus, omul a fost iertat. 1 Ioan 2, 1-2 Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Adică cineva a plătit. Cineva a plătit toată datoria pe care noi o aveam la Dumnezeu. Cineva a plătit pentru toate păcatele noastre. Cineva a plătit și a fost condamnat în locul nostru. Cineva a murit pe cruce pentru noi, ca noi să fim iertați și să primim din partea lui Dumnezeu iertarea, neprihănirea, pacea, bucuria și vindecarea. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu există iertare fără vinovăție, judecată, mânie și condamnare în prealabil. Altfel, iertarea nu este iertare, ci doar un fel prin care ne mințim singuri. Iertarea superficială prin negarea sentimentelor neplăcute nu înseamnă că acestea dispar. Dimpotrivă, energia lor va rămâne în interiorul nostru, continuând să crească și să se amplifice. Aceste sentimente reprimate creează un baraj, ce împiedică manifestarea normală a trăirilor noastre. Ele, care scurt circuitează sistemul nostru psihic, fizic și spiritual în moduri pe care nici nu le putem imagina. Deci asta înseamnă că toate emoțiile alea cu care nu ne confruntăm prin procesul iertării autentice care a fost prezentat rămân stocate în interiorul nostru și formează un baraj. Un baraj care ne blochează să experimentăm sănătatea, să experimentăm echilibru, să experimentăm
experimentăm armonia și starea de bine. La un moment dat, ele se vor manifesta. Transformarea sentimentelor negative, sentimente pozitive, conferă trăirea unei stări de eliberare interioară. Vrei să fii liber de poveri? Experimentează iertarea autentică. Confruntă-te cu ceea ce se află în sufletul tău. Dacă îți este dificil să faci lucrul ăsta singur, apelează la consilier, apelează la psiholog, la psihoterapeut, caută ajutor dacă crezi că îți e prea mult să faci singur lucrul ăsta. Dar fă-ți curaj și confruntă-te cu ceea ce este în inima ta. Procesul îți permite să intri în contact cu întregul tău potențial amorțit din interior. Iertarea înseamnă mai întâi confruntare, mărturisirea adevărului cu privire la nedreptatea care ni s-a făcut, mustrare, enunțarea dreptății și de-abia apoi iertarea. Oamenii care ne-au greșit trebuie să dea socoteală. Noi, atunci când am greșit, trebuie să dăm socoteală. Câtă vreme nu există o dare a socotelii, câtă vreme nu există o confruntare, câtă vreme nu există un moment al adevărului în care să punem cărțile pe față și să discutăm deschis despre ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce s-a produs în interiorul nostru când lucrul ăla s-a întâmplat, nu există iertare. Dacă omul care ți-a greșit nu mai este disponibil pentru tine, nu mai poate să te asculte sau poate că nu are dispoziția să te asculte, atunci poți să vorbești cu el în planul tău interior, în mintea ta și în sufletul tău. Poți să-l așezi pe un scaun și să stai de vorbă cu el, spunându-i tot ceea ce tu simți și ceea ce ți s-a întâmplat atunci când el a făcut anumite lucruri. Proverbe 12:1. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea este prost. Și aici ne aflăm și noi în categoria asta, pe care Biblia o numește prostie. Să credem că lucrurile nerezolvate se vor rezolva singure. Să credem că nu e nevoie să facem ordine în interiorul nostru, pentru că cumva într-un mod magic se vor rezolva toate singure. Asta înseamnă ceea ce Biblia spune, omul care urăște mustrarea, omul care trăiește în prostie și care crede că toate lucrurile se vor rezolva cumva, făcând aceleași lucruri pe care le-a făcut și până acum. Proverbe 12:5. Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune. Caută dreptatea, confruntă-te cu ea și apoi renunță la ea. Dar nu renunța la ea fără să te confrunți mai întâi cu toate detaliile situației prin care tu ai trecut. Iubește dreptatea și apoi eliberează-te. Iubește dreptatea, caută dreptatea și apoi renunță pe ea. Pentru că fără iertare n-ai cum să fii liber cu adevărat. Proverbe 12, de la 17 la 19. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune. De multe ori suntem martori mincinoși pentru ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, preferând să credem o minciună decât să ne confruntăm cu adevărul, găsând scuze celuilalt, găsând o felul de argumente, cum că lucrul ăla nu ne-a afectat, când de fapt rănile supurează încă în sufletul nostru și noi nu vrem să ne ocupăm de ele. De ce să iertăm? Dumnezeu ne iartă pentru că suntem lucrarea mâinilor Lui. Dumnezeu ne iartă pentru că ne iubește. Și Biblia spune în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult te-a iubit Dumnezeu pe tine, atât de mult m-a iubit Dumnezeu pe mine, încât atunci când și-a făcut socoteala cu noi și-a văzut păcatul în viața noastră, Dumnezeu a spus, eu plătesc pentru asta. Eu plătesc pentru păcatul tău. Eu plătesc pentru ceea ce tu ai făcut. Eu plătesc uțiunea, eu plătesc amenzile, eu plătesc tot ce ai greșit tu, ca tu să poți să fii iertat. Ne-a judecat, ne-a condamnat și apoi a plătit el tot. Asta e generozitatea, dragostea și îndurarea lui Dumnezeu
pe care mintea umană nu poate cuprinde cu adevărat. Asta înseamnă dragoste, asta înseamnă har, asta înseamnă milă și îndurare dumnezeiască. Înseamnă Dumnezeu ca judecător drept ne-a făcut o socoteală dreaptă și a văzut cât de mult datorăm. A văzut că păcatele noastre sunt atât de grele încât niciun om nu le poate plăti. Exact așa cum supusul din pilda lui Iisus nu putea plăti niciodată toată datoria pe care o avea. Dar împăratul i-a iertat toată datoria. Și Dumnezeu ne-a iertat nouă toată datoria, plătind El însuși până la ultimul bănuț tot ceea ce noi datoram, murind El însuși în locul nostru, ca nouă să ne poată oferi iertarea într-un mod corect, într-un mod drept, pentru că cine va plăti tot? Noi, dacă ne iubim pe noi înșine, dacă iubim pe Dumnezeu și dacă iubim oamenii din jurul nostru, învățăm să iertăm. Învățăm să iertăm într-un mod autentic și eliberăm pe cei care ne sunt datornici de toată datoria care o au la noi. Ne iertăm și pe noi înșine și învățăm să primim și să devenim iertare. Iertarea autentică prin confruntarea cu emoțiile pe care le simțim înseamnă sănătate. În ultimii ani, cercetătorii au descoperit o legătură strânsă între reprimarea emoțiilor și riscul de a face cancer. Ei afirmă că suprimarea emoțiilor are un efect negativ asupra sănătății mentale și fizice și că acest act ne face să trăim mai puțin. Studiile arată că persoanele care își reprimă sentimentele prezintă un risc cu o treime mai mare de a muri la vârste tinere decât oamenii care se confruntă cu emoțiile lor și care învață să le proceseze într-un mod corect și într-un mod sănătos. De știință susțin că stresul menținerii emoțiilor ascunse dereglează balanța hormonală din corp, crescând riscul de a suferi de afecțiuni asociate vătămărilor celulare, cum ar fi problemele de inimă și cancerul. Tulburările psihosomatice, atât de des întâlnite în zilele noastre, sunt dovada impactului pe care emoțiile și mintea îl au asupra corpului nostru. Prin tulburare psihosomatică se înțelege orice simptom care nu are o explicație fizică sau organică și cu toate acestea simptomele pe care omul le simte sunt foarte puternice și pot crea stări de rău încât pe acel om îl duc într-o stare de confuzie pentru că pur și simplu nu mai știe ce se întâmplă cu el. Medicii fac analize, medicii consultă pe acel bolnav, dar din punct de vedere medical, nu există niciun diagnostic și cu toate acestea, omul suferă foarte mult. Suferințe care nu au un tratament medical și totuși duc atâtea daune ființei umane. Acestea sunt stări care se manifestă printr-o serie de simptome fizice legate de boli care nu există în mod organic, dar care sunt rezultatul conflictelor emoționale și mentale ale problemelor nerezolvate care devorează din interior trupul uman. Realitatea simptomelor dureroase există în mintea acelui om, în trupul lui și cu toate acestea, din punct de vedere medical, nu poate să fie diagnosticat nimic. Atunci când emoțiile și mintea noastră traumatizată, care sunt supuse unor stări de anxietate compulsivă, preiau controlul asupra corpului nostru, totul este posibil. Ele pot să creeze în trupul nostru niște dezechilibre și niște stări de rău și simptome foarte, foarte agresive. Cum sunt tratate bolile psihosomatice? Tulburările psihosomatice sunt abordate în două moduri diferite. Pe de o parte, și desigur, ar trebui să tratăm acest simptom și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihic. De exemplu, dacă avem ulcer la stomac și le-am făcut, bineînțeles, datorită stresului și agitației interioare, vom trata această problemă de sănătate atât din punct de vedere fizic, cu medicamente și tratament și regim necesar, cât și din punct de vedere emoțional, rezolvând cauza acelui ulcer, și anume stresul, anxietatea, neliniștea care se află în interior și care devorează din interior corpul uman. Cu toate acestea, cel mai important în aceste cazuri este ca omul să se confrunte cu problema
care se află la rădăcina afecțiunii sale. Și este atât de important să vedem în spatele unui simptom, în spatele unei boli, care există, de fapt, cauza. Care este, de fapt, cauza acelei probleme? Pentru că în momentul în care am identificat care este cauza emoțională și spirituală, putem să ne ocupăm de ea, așa încât simptomele fizice să scadă în intensitate, să fie stopate și, de ce nu, să fie vindecate. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună. Îndemnul meu este să vă apropiați de propriul dumneavoastră suflet, să învățați, să cunoașteți, să învățați să le analizați, să învățați să lucrați cu stările emoționale și psihologice pe care le aveți, astfel încât, prin iertare, sufletul să poată să fie eliberat de orice poveri, de orice răni și de orice traume care vin din trecut. Vă mulțumesc!